stațiuni de dezinsecție la Târgu Jiu. Luni 3 august 2020, ora 19:30, Primăria Municipului Târgu Jiu anunță noi măsuri împotriva insectelor, căpușelor și țânțarilor prin pulverizare aeriană. În ceea ce privește dezinsecția la nivelul solului, aceasta a început de aseară în toate cartierele, a anunțat pentru Info Plus primarul Marcel Romanescu. Este cea de-a doua dezinsecție care se face la nivelul municipiului Târgu Jiu. Acum 3 săptămâni a fost prima serie de dezinsecție făcută și la nivelul solului în toate cartierele din municipiul Târgu Jiu și ulterior finalizată cu o dezinsecție care se făcea de la nivel aerian. De data aceasta procedăm la fel. Aseară a început dezinsecția la nivelul solului în toate cartierele municipiului Târgu Jiu și se finalizează luni seara după ora 7:30 din avion, așa cum am procedat și prima dată. Și mai urmează peste încă 3 săptămâni ultima acțiune de dezinsecție la nivelul municipiului Târgu Jiu. Condițiile în care condițiile meteo nu îi permit celui care va veni cu avionul să facă dezinfecția în acea perioadă, se poate amâna dezinsecția aeriană, cea de la nivelul solului, și continuă programul așa cum este stabilit împreună cu reprezentanții primăriei municipiului Târgu Jiu.